Doamna și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării, aici pe Metropola TV. Invitatul meu din această seară și al dumneavoastră este istoricul Marius Sopra, pe care îl salut și mă bucur să revăd. Salut, Marius, bun venit. Și eu revin. Trăim niște vremuri, cum ar zice la o dată chinezică, că spuneau, interesante, da? Dar să te ferească... A spus-o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Întrebat în timpul Revoluției Culturale, el tocmai ieșise din lagăr de la reeducare, ce părere are despre așa, și a zis, trăim vremuri interesante, dar să te ferească Dumnezeu să trăiești vremuri interesante. Da. Noi de ce ar trebui să ne ferim în momentul ăsta? Adică par atâtea... să gest din toate părțile, încât e destul de complicat. Sincer, pe mine ce mă îngrijorează și preocupă e o problemă care pare, cel puțin în momentul de față, una care nu e deloc pe agenda guvernului. Și anume, situația din sistemul de educație. În momentul în care zilele trecute am citit că 50% dintre elevii de 15 ani sondați pentru a vedea în ce situație se află sunt declarați analfabeți funcționali, adică ei nu înțeleg ce citesc și fac cu greutate operații matematice simple, atunci chiar avem o foarte mare problemă. Gândește-te ce se va întâmpla peste 10 ani. Da? Când ai jumătate din populația matură a României, dacă nu mai mult de jumătate, pentru că aici intră și cei 15% cu abandon școlar, deci cei care sunt analfabeți de-a binelea, care nu pot face altceva decât să culeagă sparanghel. Poate că... analfabetismul ăsta, sau mă rog, abandonul școlar, e nu numai la, la elevi, ci și la profesori. Am citit chiar astăzi pe undeva că vreo 15% dintre profesori nu s-au prezentat la, nu știu, la niște cursuri online făcute de Ministerul Educației pentru prevenirea abandonului școlar. Deci asta e paradoxul. Culmea ironiei, paradoxul. Da. Am văzut că ești preocupat de tema asta, dar am observat și un titlu foarte interesant pe care l-ai dat unui comentariu care l-ai făcut pe site-ul Mediafax, în care spuneai: Băsescu ne-a distrus prezentul, Iohannis ne distruge viitorul. Păi despre asta e vorba. Da, da, Iohannis a făcut un proiect. România educată. Păi, acest proiect trebuia să aibă o singură țintă, Robert. Așa. Să dea 6% din PIB, așa cum prevede legea, la educație. Pentru că cei din sistem știu foarte bine ce ar face cu acești bani și cu siguranță, hai să spunem că s-ar sifona aiurea vreo 0,5%. Dar oricum restul banilor ar fi chipzuiți și cheltuiți cu folos. În primul rând, în selectarea unui corp didactic de bună calitate, pregătit și plătit corespunzător. Adică apropiat ca salarii de sistemul din sănătate. Atunci ai avea cu totul alte perspective. Da, e suficient să ai niște profesori mai bine plătiți ca sistemul de învățământ? Asta motivează, pentru că foarte mulți oameni care au plecat din învățământ pentru mizeria de salarii s-ar întoarce. Da, poate să fie o variantă. În același timp, însă, uite, dacă tot nu-ți vin la școală, cu ce îi aduci pe copii? După aceea ori să spună, e nevoie de niște bani mai mulți ca să... Există tot felul de programe, proiecte. Eu însumi am fost profesor la țară, într-o comună la vreo 15 km de Brașov, la Vulcan, la finele anilor 80. Și la fel se punea atunci problema abandonului școlar. Pe hârtie el nu exista, dar în realitate... Da, realitatea era cu totul alta. Iar în ceea ce mă privește, pur și simplu m-am dus acasă pe la copiii care nu veneau la școală și am dat eu din buzunarul meu pe atunci câțiva bani, de le-am cumpărat caiete, creioane, și vreau să spun că familiile respectivilor copii, simțindu-se atât de băgați în seamă, ca să zic așa, au avut grija ulterior să nu toți, dar s-a întâmplat, ca să zic, jumătate dintre neșcolarizați să vină la școală și să rămână la școală. Sfârșitul anilor 80, Marius, totuși. Acum... Nu e situația mult, mult diferită. Zici? Nu. Oamenii totuși răspund la stimul și când sunt un pic băgați în seamă, chiar pentru că gândește-te și la
mândria asta din sânul comunităților, la concurența cu vecinul, da? Da. Uite, deci ăla lumea merge la școală, ăla merge... Da, da. Da. S-ar putea să ai dreptate. Iese da. Din categoria aia de paria, uh-huh. de... Uh-huh. Nu? Intră în rândul lumii. Acum, că tot l-am pomenit, nu mă pot abține să te întreb totuși, apropo de domnul președinte Iohannis. Bă, omul ăsta în 10 ani de zile a aclamat un proiect, România Educată, l-a prezentat ca fiind un pilonul mare, lui, pilonul da. Lui, da, pilonul celor două mandate prezidențiale. La ora asta nu îl mai interesează foarte mult. La ora asta este cel mai scăzut buget din învățământ pe da. Care l-a avut România vreodată. Exact. Sistemul este în picaj liber, se riscă o grevă generală în învățământ chiar la sfârșit de an și neîncheierea situațiilor școlare și nimănui nu-i pasă. Dar tu îl înțelegi pe domnul Iohannis? Adică îți dai seama, înțelegi de fapt ce a fost în mintea domnului Iohannis când a lansat acest proiect? Ce a vrut să facă? Ce vrea să facă în continuare? Nu l-a lansat el. Nu cred că a pornit de la el. S-au gândit... armata de trepăduși de pe lângă el, ce, așa funcționează lucrurile? În ce ar... da? Eu nu cred că, în afară de inițiative destructive și pornite din propriul orgoliu, cum a fost aia cu controlul exclusiv și excesiv al propriului partid, al Partidului Național Liberal, Iohannis a avut vreun proiect de țară vreodată. Nici la Sibiu, acolo era un mecanism foarte bine pus la punct pe care îl conducea cu o mână de fier, atâta tot. Dar e foarte trist ceea ce spui tu în momentul ăsta. Adică să spui, domnule, un președinte de țară care stă de două mandate în fruntea acestei țări, să păi n-aibă un proiect de țară. Nu a dovedit deja că nu are niciun fel de viziune? Da, e trist. Trebuie să admiți că este o situație... Este, adică, mă rog, am trecut de la un... președinte care avea prea multe proiecte de țară, da? Conflictual și coleric și nu știu ce, că nu aveai vreme să te plictisești niciodată, la un președinte inexistent. Mă simt cu președintele Iohannis ca în vremea guvernării Văcăroiu. Îți mai aduce aminte de ceva, de vreun eveniment petrecut în timpul guvernării Văcăroiu, patru ani de zile? Nu, era o chestiune îngrozitoare de nimic. Ternă. România în care nu da, se întâmpla da. Nimic. Din acest punct de vedere, și cu această coaliție de guvernare, care într-o logică istorică este absolut împotriva naturii, corect. Da? Da. Ajungem să retrăim liniștea lui Văcăroiu. Din epoca Văcăroiu îmi aduc aminte o singură sintagmă. Creșterea economică zero. Interesant. Anunțată și trâmbițată peste tot că am ajuns la creștere economică zero. Și acum o să ajungem la România Educată zero și la autostrăzi zero și la toate cele zero. Nu crezi în formula asta de guvernare deloc. Adică este ineficientă. De ce? Că teoretic... Consumă foarte multe resurse pentru clientelă. Sunt două partide mari care se bat aprig. Acum, după părerea mea, evident, vor exclude UDMR-ul de la masă. Că nu mai sunt scaune. Masa începe să sărăcească. Adică, mă rog, resursele... Din banii europeni nu poți să furi. Da? Și atunci ceea ce rămâne de împărțit, deci, sunt fotolile bugetare. UDMR e out? Da. Din următoarea formulă? Din păcate, pentru că UDMR mi se pare cel mai rodat și competent partid. La ei, spre deosebire de celelalte două, unde asta nu funcționează deloc, funcționează totuși o promovare a elitelor. Pentru că n-am găsit în toți anii un politician din UDMR care să nu se exprime corect gramatical în limba română, e drept, cu un vocabular limitat, ceva mai sărac, da. Dar totuși să nu facă greșeli și să vorbească la obiect. Da? Și, în general, oamenii aleși pentru diferite funcții sunt foarte bine aleși. Nu la noi, că o coafeză este pusă la un... șantier naval sau o barmaniță la apele române. Nu? Deci n-ai să găsești așa ceva.
Problema rămâne cu acest sistem clientelar care este dominant în ambele partide și care odată așezat la masa puterii trebuie să-și mulțumească propria clientelă. Altă grijă n-au. Asta este prima grijă. Conservarea și satisfacerea rețelelor de putere care i-au dus acolo, ca să rămână acolo. Bun, dacă te uiți la variantele care ar exista, sau putem măcar la nivel teoretic ce ar fi? O alianță cu cine? Păi nu te supăra. Eu, dacă am văzut acum PSD-ul cu PNL-ul, nu văd nicio problemă ca Aurul să stea la aceeași masă a guvernării cu UDMR-ul într-o alianță. Ce ar mai fi? Ce? Eventual și cu USR-ul, păi, dacă s-ar putea. Adică nu ar mai mira absolut nimic. Ce să te mai mire când vezi împreună PNL cu PSD? Da. Poate că trăim vremuri acelea interesante de care, într-adevăr, trebuie să ne ferească Dumnezeu, dar sunt vremuri atât de interesante încât putem să vedem orice fel de formulă guvernamentală. Mie îmi provoacă, repet, o mare grijă pe termen mediu și lung această problemă legată de educație. Pentru că ea privește viitorul României. Robert, gândește-te, cine ne va da nouă pensia? Eu nu mai cred în povestea asta cu pensia. Am aproape 50 de ani și, cum să spun, mi-am scos din cap, am aproape 50 de ani ca vârstă și să știi că am vreo 30 de ani pe cartea de muncă deja. Înțelegi? De la 20 de ani am carte de muncă. Da, exact. Da. Și mi-am luat gândul, poate doar fondul ăla de pensii privat, cât e așa, ăla să-mi aducă o pensie sau ceva, niște bani la momentul pensionar. Eu, în orice caz, văd întotdeauna partea plină a paharului. Încerc să fiu cât se poate de rezonabil, să nu privesc lucrurile în tragic. Da. Dar, repet, singurul lucru care mă îngrijorează nu e nici ceea ce se întâmplă în viața politică, nici faptul că politicienii au această irresponsabilitate de a nu se gândi la viitorul acestei țări. Adică la o reformă adevărată, reală în sistemul de învățământ, nu la o lege la fel de proastă ca și celelalte care au precedat-o. Pentru că dacă noi am avut ceva la fiecare guvernare care s-a succedat în România, am avut o nouă reformă a învățământului. Da, corect. Deci noi adică atâtea reforme s-au făcut și atâtea experimente s-au făcut pe seama învățământului românesc câte nu s-au făcut în alte domenii. Mm-hmm. Și e păcat atunci. Nu trebuie să ne mai mirăm că pleacă tinerii care cât de cât au pus mâna pe carte. Ei realizează pentru că vin din acel mediu în care s-au format și știu ce cumva simt instinctiv ce se va petrece. Tot tu spui din această perspectivă că România e, având în vedere situația catastrofală din învățământ, o țară cucerită fără război. Da. Da, pentru că, mă rog, războiul este calea violentă de a pune stăpânire pe resursele unei țări și de a-i acapara viitorul. Dar calea cea mai simplă și eficientă de distrugere a unei țări nu este nici prin acapararea resurselor ei. Vorbesc aici de păduri, de subsol, bogățiile subsolului și așa, ci de a-i reteza perspectivele viitorului prin distrugerea sistemului de educație. Pentru că țară nu va mai avea practic între granițele ei o națiune, ci o populație. Deci nu, dacă îmi spui că e o țară cucerită fără război, să înțelegem că există și un plan al unor cuceritori să ne fie adus aici sau am ajuns în halul ăsta doar din cauza propriei noastre neputințe? Cred că ultima variantă este clar dovedibilă. Vorbeam mai înainte de modul în care a fost distrus sistematic învățământul românesc prin permanenta lui reformare. Da, deci nu crezi că e o intervenție țintită din exterior pentru a ne aduce în halul în care suntem din această perspectivă a învățământului astăzi în România? Eu cred doar că exteriorul, cum spui tu, n-are decât de profitat. De acord, urma acestui... au nevoie de culegători de sparanghel, punct. Da. Rețin o propoziție pe care a spus-o Șevardnadze, care în 89 se ocupa și de KGB. Întrebat dacă KGB-ul s-a amestecat în Revoluția Română. Da. Și a zis că supraestimați KGB-ul, este peste puterile lui. La fel și în cazul sistemului nostru de învățământ. Nu avea
cum să ne-l distrugă cineva. Din afară. Uh-huh. A fost foarte simplu. Nu le-ai mai dat bani la profesor, ai lăsat școlile cu WC-uri în curte, deși ai dotat o sală cu calculatoare, da? Dar nu ai rețea Wi-Fi. Corect. Da? Da. Și așa mai departe. Tot felul de... Știi când mi-am dat eu seama cât de putred... Bun, am fost și secretar al Comisiei de Învățământ cât am fost deputat 4 ani de zile și am văzut cumva... Veneau la comisia aia tot soiul de situații, tot soiul de spețe. Am văzut cum arată sistemul, să zicem, și din interior, apropo de învățământ. Da. Și groaznic, așa cum spui. Dar marea uluire a venit în timpul pandemiei. În timpul pandemiei, când confruntați cu ceea ce însemna o amărâtă de lume modernă, cu o tabletă, cu o nu știu ce, cu exprimarea în fața camerei de luat vederi, da. Deci cu mici exerciții de retorică și argumentare, care ar trebui să fie baza, minimum de care să beneficieze un copil de la un profesor, da? Profesorii se blocau, nu erau în stare să comunice nimic în zona online. Robert, deci este, părinții aici... se îngrozeau când îi vedeau. Păi normal, dar ăsta e profesorul tău de ce? De istorie, de română? De la asta vrei să-mi vezi tu? Cine se duce pentru un salariu pe care înțeles, îl câștigi la ADP? Da, corect. Nu? Uh-huh, uh-huh. Și unde mai pui că nici prestigiul pe care îl avea odinioară munca de dascăl, cum se spunea, nu mai e intrat de mult în istorie. Uh-huh. Când, mă rog, mi-e și milă de bieții profesori. Îți spun sincer, eu n-aș putea să mai intru în situația pe care o înțeleg așa, din uitându-mă la televizor, care există în momentul de față în școli. Pentru că nu e bullying doar între copii. Corect. Profesorii sunt supuși unui bullying din toate părțile. Păi noi am dat imaginile îngrozitoare de la... cu părinții care îi sună și amenință dacă băiatul lor ia o notă mică, da. Cu directorul care îi amenință, cu inspectorii care îi amenință, sunt supuși unei presiuni infernale din punct de vedere profesional. Pe de altă parte, mai au și problemele cu elevii pe care le au cu cuțitul pus la gât, cu bătaia de joc continuă în clasă din partea a 2-3 împotriva cărora nu pot face absolut nimic. Corect. Da? Da. Da. Deci, dă-ți seama de... Bun, tu spuneai că nu ai totuși o perspectivă fatalistă și nu-ți place să ai o perspectivă fatalistă asupra lucrurilor. Păi, și ieșirea atunci e să găsim o calea de ieșire din tot marasmul ăsta. Care? Eu sper că viitorul guvern... Ce, o să dea 6% la educație? Pe bune, nu fi naiv. Nu 6%, bine, dar măcar să se apropie. De 6%? Niciodată. Poate, Robert, pentru înzestrare armate să crească bugetul în anii următori. Da, dacă îl cresc, îl cresc cu 0,5 și ajunge la 2,5. Da. Dar probabil că vor realiza la un moment dat, sau poate că va veni Comisia Europeană, deși nu văd ca Uniunea Europeană să aibă vreun interes într-o Românie educată. Pentru că, cum spuneai și tu, lor le-ar conveni foarte mult ca noi să devenim... Dar și ei stau foarte prost din punctul ăsta de vedere, să știi. Ale elitelor, da. Dar cantitatea de elită pe care o iau din celelalte țări e îndeajuns. Pentru că acum se deschid și porțile către alte zone. Corect. Ucraina. Da, da, da. Nu? Mm-hmm. Polonia, țările baltice. Deci există o migrație dinspre est spre vest a elitelor, dar care nu trebuie să ne îngrijoreze chiar atât de mult. Că așa ceva s-a întâmplat în trecutul european. Și din Spania și Portugalia au plecat mulți în țările mai bogate. Deci migrația n-a avut un singur sens niciodată. Tu ca istoric în momentul de față, că asta bănuiesc că e în continuare, cum să spun, pasiunea vieții tale. Te uiți când vezi mișcările care se întâmplă pe harta lumii. Și aici vorbesc de felul în care curg negocieri diplomatice, războaie, așezări strategice sau geopolitice interesante care modifică practic harta intereselor lumii de la o săptămână la alta. Da. În funcție de cum se fac vizite ale lui Xi Jinping la Moscova sau telefoane ale lui Xi Jinping către Zelenski. Ce simți? Că asistăm la o reconfigurare profundă a lumii în care trăim? Da, și se întâmplă oarecum pe nevăzute și prinde pe picior greșit analiștii politici
occidentali și americani, care nu erau pregătiți pentru asemenea resurecție. Ei au clamat cu mare seninătate și a durut în 14, după aia, de ce s-a întâmplat cu țările foste comuniste, au clamat victoria în războiul rece, cu asta, și cu asta basta, au închis subiectul. Au fost o serie de dezastre din astea de consilierea lui Clinton, cum a fost un Strobe Talbot, de pildă, care a reorientat la vremea respectivă și multă vreme a rămas așa, toată politica externă a Departamentului de Stat orientată către zona Pacificului de Sud. Nu i-a mai interesat deloc estul Europei, care se zbătea în problemele lui și îi așteptam în zadar pe americani, care în cele din urmă au trimis ca ambasador Bechtelul, da? Și deziluzie după deziluzie am trăit, cel puțin până la intrarea României în NATO. Ți aduci bine aminte. Sigur că... Așa cum trăim acum cu Schengen-ul. Și între timp, pe tăcute, rușii și chinezii își împart Africa. Da. De unde vor veni... Occidentul practic a dispărut ca și companii, ca și influență. Și de unde se vor hrăni cu ce? Cu resurse ale subsolului și cu forță de muncă chiar destul de ieftine. Au tot ce le trebuie acolo, din acest punct de vedere. Au mai mult decât le trebuie. Corect. Da? La fel, mare parte din America de Sud, unde influența americană se prăbușește pas cu pas. Ne mă prind chestia asta, vreau să înțeleg. Ți se pare că Occidentul, în momentul de față, a cam înclinat steagul, ca să folosesc cu un eufemism? Adică nu are niciun chef să se mai bată? Civilizația occidentală însă este într-un regres. Păi să ne uităm la ce produc universitățile americane. De acord, dar neomarxiști pe linie. Cum să Ai mai mare reduta în ai mai mare grijă să-l menajezi pe transexualul care ți-e coleg de muncă să nu-i lipsească cafeaua îndulcită sau neîndulcită, după cum preferă, de pe masă, și să ai grijă să-i respecti programele de pauză și nu știu ce, decât ai grijă ce se întâmplă cu colegul tău, un amărât din Est, mai deștept decât toți, care face treaba tuturor pe salariul cel mai mic. Da? Asta se întâmplă, să zicem, într-un birou din Statele Unite, la o companie. Dar, din păcate, așa se întâmplă și în politica mare. Adică, abia acest moment al atacării Ucrainei și coalizarea statelor din Uniunea Europeană și NATO a trezit un pic la realitate. Deci, abia acum au realizat că, stai domnule, că n-am câștigat deloc războiul rece, că suntem în toiul lui și uite că tocmai a devenit cald. Dar trezirea, după părerea mea, e cam târzie. Pentru că deja în țările din vest, generic vorbind, da, în civilizația de tip occidental, coace de multă vreme această criză morală a neomarxismului. Da? E ceva mai mult decât Lenin ar fi sperat. Și într-un timp destul de scurt. Gândește-te că de la Revoluție până acum au trecut 30 de ani. 30 de ani. Și suntem într-o lume în care expansionismul post-comunist, dar tot comunist în esența lui, pentru că practic Rusia lui Putin este aceeași ca URSS-ul, singura diferență fiind că nu mai există ideologia comunistă, care a fost înlocuită cu ortodoxia, da? Și au asumat acum, Putin nu poate să nu defileze fără o icoană la el, da? Deci a fost foarte simplă pentru ei această... Trebuie înțeles că pentru comuniștii pur sânge nu contează numele, da? Titulaturile și așa. Contează structura pură de tip totalitar pe care vor să o exporteze, controlul exercitat asupra sateliților și așa mai departe. E asta încearcă să facă în plan mondial în continuare. Iar această coagulare, să spunem, a alianței de susținere a Ucrainei a dus
în mod logic, normal, la realăturarea celor două mari state foste comuniste, China și Rusia, care își împart bucuroase și frățește influența și controlul direct prin Wagner, nu? Asupra Africii, își împart America de Sud. Eu cred că planul e mult mai mare. De altfel, am văzut o îngrijorare a domnului Gioană, care e secretar general la Junte. După părerea mea, nu este un plan pus în amănunt pe hârtie. Da, este o dezvoltare văzând și făcând. Bulgărelui de zăpadă situației, dar care merge din cauza acestei orbiri a Occidentului în legătură cu căderea comunismului. Aici vreau să punctăm. Ai mai spus-o și mai devreme, și anume că după momentul revoluțiilor, să spunem, din Europa de Est, Occidentul a zis, gata, am rezolvat-o, ne-am retras. Înseamnă că n-au înțeles, de fapt, ce se întâmplă în această parte de lume. Ei n-au știut și habar n-au avut. Păi și înseamnă că în momentul de față... unor occidentali care înțeleg foarte bine cum stau lucrurile, cum e istoricul Denis Deletan, care în zilele noastre... E o excepție. Păi da, sunt excepții cei care cunosc cu adevărat. Atunci stau și mă întreb, în condițiile astea, cum aș putea eu să cred că un Occident care descoperă brusc redescoperă în acest moment că e o problemă în partea asta de lume, înțelege ce se întâmplă, de exemplu, în războiul dintre Rusia și Ucraina. Înțeleg pentru că îi afectează. Bun, dar... La buzunar. E un efort de adaptare în termen foarte scurt la o problemă extrem de complicată. Ei construiesc strategiile în funcție de, mă rog, banii pe care iau și cum trebuie să îi împartă. Și acum, văzând câți bani trebuie să bage în toată povestea asta, încep să se întrebe, da, de ce, da, de unde a pornit totul? Și cred că abia de acum încolo, iată și această grijă care n-a existat vreodată, de pildă în legătură cu crimele săvârșite în timpul comunismului, grijă cu crimele de război săvârșite de Rusia în Ucraina. Da? Deci dacă ar fi existat aceeași grijă față de crimele săvârșite de regimurile comuniste în țările foste comuniste, să facem o parte de zi, să spunem că de asta te ocupi deja de foarte multă vreme și găsești... De la Revoluție încoace. De la Revoluție încoace, gropile comune cu... Da, dacă această crimă împotriva umanității comisă în fiecare stat fost comunist de regimurile care le-a condus și serviciile, poliției politice de acolo împotriva propriilor națiuni, ar fi fost și asta pe agenda organismelor internaționale, așa cum sunt acum crimele din Ucraina, cu totul altă ar fi fost situația. Dar inclusiv la nivelul Uniunii Europene s-a refuzat permanent constituirea unui tribunal internațional pentru judecarea crimelor comunismului. Da? De ce? Sau gândirea unui trebuie să imenajeze, nu cumva să-i să supere rușii. Nu e vorba doar de asta. A existat totuși o coabitare destul de serioasă între regimurile comuniste și Occident. Înainte de căderea, prăbușirea economică, în primul rând, a sistemului comunist. Acum, totul s-a rezolvat, Robert. Știi de ce? Pentru că comunismul nu a dispărut, s-a privatizat. Și în România, și în fosta URSS, peste tot. Dar structurile au rămas. Discutam mai devreme de modul extrem de riguros în care PSD va reuși să supraviețuiască în orice situație. Da. Pentru că el este organizat extrem de aproape militarește, dar altfel spus, păstrează ca structură și disciplină structurile fostului Partid Comunist. Da. Și de aia se poate autoconserva și reproduce la nesfârșit, pentru că... Indiferent de cine la conducerea partidului, de ce se întâmplă, dar nu știu ce. Da. Structurile partidului sunt disciplinate și funcționale. Da? Așa ceva ai avut peste tot în fostele state comuniste, cu unele mici excepții, țările baltice, Cehoslovacia la un moment dat, dar și în aceste țări în care s-a reușit cât de cât o decomunizare, până la urmă aceste structuri au știut să se strecoare și să-și păstreze. Tu ai o explicație că vorbim despre comunism acum și despre, mă rog, fenomenul de decomunizare Robert, care s-a întâmplat. Dacă exista un proces al comunismului în anii 90, tu gândește-te că pur și simplu am fi luat-o
de pe alte baze. La noi ce s-a întâmplat însă? Democrația a fost rapid băgată în derizoriu prin faptul că puteai să înființezi în 90 un partid cu 251 de semnături și s-au înființat astfel de partide sub pretextul semnăturii pe un tabel pentru butelii, da? Și așa mai departe. Și am avut erau în primii 2 ani după Revoluție vreo 4.000 ceva de partide în registrul partidelor, da? Am avut dezbaterile. 4.000? Da. Dumnezeu. Am avut dezbaterile televizate din CPUN care au băgat democrația în ridicol, da? Pentru că au avut grijă cei care au controlat această trecere de la comunism la așa zisa democrație originală, să pună în fața oamenilor tot felul de figuri. Ți-aduce aminte ce măscărici erau în CPUN-ul ăla cu Contele Zambra, Iosipescu, cu Brătianu Cartof și de alte chestii, da, la momentele respective. Bun. Voiam să te întreb, pentru că e important să înțelegem, mă rog, vreau să aud punctul tău de vedere, că nu știu cât reușim să ne mai gândim la asta. Cum Dumnezeului, ca într-o lume care s-a bătut totuși cu comunismul, da, ani de zile, chiar și lumea occidentală, așa cum putea să sprijine popoarele care erau sub talpa, mai întâi sub talpa Uniunii Sovietice, după aceea rămasă sub talpa unor dictatori de tip Ceaușescu și alții, da, făcând posturi de radio, Europa Liberă, BBC, Vocea Americii, da, erau, ne ajutau să rezistăm la acel moment. Cum aceste state, mai ales occidentale, sunt, la ora la care discutăm astăzi, din ce în ce mai neomarxiste, în sensul în care curentele acestea devin foarte populare, ba chiar încep să vadă niște virtuți extraordinare în ceea ce înseamnă comunism, socialism, da? Au un apetit, pare, grozav pentru o astfel de zonă. Eu stau și mă crucesc când văd la un moment dat cum se comunizează America, spre exemplu. Și nu spun numai eu, mi-o spunea regizorul Andrei Șerban, spre exemplu, păi la un moment dat. Da, poveștile lui spunea, sunt incredibile. Domnul zice, ce văd în America astăzi, da, mi se pare îngrozitor în condițiile în care toată viața mea m-am gândit că America este nu va accepta nicio clipă să se lase încălecată de comunism, indiferent că el astăzi să capătă tot suiul de numiri. Acum se stabilesc liste și catastife întregi de constrângeri în numele libertății. Da. Asta face Occidentul acum și îngrădește propria libertate. O spunea și Tucker Carlson de ună zi. Într-o mulțime de situații, acestea contravin flagrant bunului simț, ca să zic așa. Da? Adică, dar tu, eu care am apucat și să trăim și în comunism, nu te ia așa cu frig când vezi că ăștia de afară... Păi eu le-am trăit. Păi da, de asta nu simți, le-ai trăit și în ce hal le-ai trăit. Da, mă rog, poate că a venit vremea să ne resemnăm cu ideea că să ne resemnăm. De ce nu? Hai să zic pe-a dreaptă. Știu, așa? Tot timpul am spus că România, care e o țară altfel cu idei destul de conservatoare, greu de urnit din istoricismul ei și din așa suntem. Noi suntem cu familia tradițională lărgită, cu toate, și astea sunt lucruri foarte bune în situația de față. Și eu cred asta, da. Ne țin încă. Da. Această solidaritate familială, uneori extinsă și, mă rog, la noi ideea asta încă funcționează. Nu suntem chiar așa de duși. Și nu cred că suntem retrograzi dacă încă bine, mai avem... După părerea mea, astea sunt semnele unei națiuni tinere. Occidentul a început să obosească. Da? În momentul în care îți distrugi propriile scări de valori care te-au ridicat la rangul de mare putere. Pentru că asta se întâmplă din punct de vedere al sistemului de valori tradiționale din democrațiile occidentale, atunci, normal, îți sapi singur groapa. Și tu, căzând în ea, noi rămânând pe poziții, uite, așa va ajunge România o zonă importantă de putere, da?
Mi-a plăcea să ai dreptate. Deci, înțelegi? Eu am scris asta într-un roman, da. Știi? Care se numește un roman care se numește Neasemuita istoria Imperiului Român de răsărit. Wow. Uh-huh. În care prevăd așa într-un viitor nu foarte îndepărtat ascensiunea noastră la nivel mondial, nu prin aceea că noi inventăm ceva extraordinar care ne asigură... Și pentru că ceilalți decad într-un hal. Pentru că ceilalți se într-un hal fără de hal. Da, nu e o perspectivă neapărat roz, că da, e îngrozitor să trăiești o lume într-o astfel de lume. Robert, dar lăsând gluma la o parte și zburdălnicia imaginației, într-adevăr trăim această criză, însă, după părerea mea, pentru că totul pornește de la un soi de mercantilism burghez adânc înrădăcinat în lumea occidentală, după părerea mea, ăsta va ajunge din nou să vorbească cu un glas care să se facă auzit și toate aceste nebunii vor înceta. Pentru că, așa ca peste tot... Adică e doar o boală, așa, o febră, ea trece? Că da, eu cred că da. E o pandemie la fel ca și COVID-ul. Și războiul din Ucraina, probabil, posibil, și alte conflicte sau evoluții similare, da? Pentru că asta e numai o criză a confruntării între Est și Vest. Se vor mai produce fără îndoială și altele. Rușii nu sunt o națiune care să cedeze foarte, foarte ușor. Da? Au o mândrie exacerbată. Sunt destul de sălbatici încât să poată facă orice îi taie capul fără să se gândească la consecințe. Chinezii ceva mai calculați, dar cu resurse deja inepuizabile și care practic au cucerit deja lumea, pentru că în Statele Unite nu prea găsești alte mărfuri decât cele made in China. Vorbeai la un moment dat într-un editorial, se scrie așa, viitor sumbru pentru Europa și America, hegemonia chino-rusă amenință lumea. Păi da. Așa stau lucrurile. Deci tu vezi un viitor dominat de... Odată ce pun mâna pe resurse, odată ce India se arată și ea, care devine lider ca număr de locuitori depășind China, da? Păi gândește-te că numai în cifre ai mult, mult peste jumătate din populația lumii care... se alăturează acestui proiect numit BRICS. Da? Da. Cum era înainte de 89 cu țările nealiniate. Uh-huh. E același lucru. Uh-huh. Știi, folosite de Moscova în războiul rece. Ca, mă rog, state sub influența politică a Moscovei. Ori în situația asta suntem, în situația refacerii fostului bloc comunist. Istoria toată este plină... Dar un bloc comunist care deja a penetrat foarte puternic Occidentul. Occidentul nu mai e ăla din anii, America din anii 50-60 pregătită în orice moment să riposteze și așa mai departe. E un Occident adormit? Cu o educație anticomunistă foarte bine pusă la punct. Da? Unor chiar în extreme. În extreme dusă. Da, știm ce s-a întâmplat de macartism și nu știu. Exact, da? Da. Dar acum nu. Da, acum... Ce, Occidentul e obosit, e leneș, este într-o lungă digestie, să spunem, după ce a înghițit foarte... Occidentul a căzut pradă propriei naivități. Da? Pentru că neavând absolut cunoștințe despre ceea ce se poate întâmpla și răul pe care îl poate produce o asemenea deviere, să spunem, de la normalitatea unei libertăți și simplitatea unei libertăți, pur și simplu iau de bun tot ce li se servește pe tavă. Da? Și având în vedere că elitele din Occident au mușcat foarte repede această momeală neomarxistă, opinia mea este, pentru că ea a pornit din mediul universitar, că probabil chiar a fost dirijată, subvenționată de
Moscova, pentru că servește prea bine intereselor, să spunem, geopolitice ale moștenitorilor comunismului de la Moscova și Beijing. Acest neomarxism. Au sădit această sămânță cu foarte mult timp în urmă. Da, dar a avut și teren roditor. Sigur, da. Oricum, întotdeauna au existat rețele de influență ale... Da, de acord. Numai că acum, având ca bază și acest slogan larg răspândit în lumea occidentală, că au câștigat războiul rece și apoi s-au urcat liniștiți pe ureche, lipsa oricărei acțiuni de decomunizare, cu excepția Cehiei, unde s-a votat legea lustrației, care a fost îndelung blamată și condamnată de Occident ca o încălcare a libertăților și drepturilor omului, da? Ei bine, uite unde am ajuns. Pentru că, totuși, dacă e ceva capabil să supraviețuiască, să prindă rădăcini și să dea roade în lumea asta, atunci acel ceva este răul. Da? Răul exprimat în esența lui, dacă vrei, de sistemele totalitare comuniste. Ele își găsesc întotdeauna resurse de supraviețuire. Da, nu avem o formă de totalitarism și chiar de... E o chestiune care mă îngrijează foarte tare și în o formă, zic, în societățile la care noi ne uitam și le admiram ca fiind extraordinar de democratice. Tucker Carlson, pe care îl pomeneam mai devreme, recent concediat de la Fox News, publică de ună zi o postare pe Twitter, un video în care vorbește despre lucruri în care n-ai cum să-l combați. Despre faptul că în societatea americană, spune el, subiecte importante nu sunt discutate. Sunt aduse în față și asta recunoaștem și la noi, aici, în spațiul nostru strâmt. Da? Multe subiecte derizorii sunt ridicate la rang de mare dezbatere națională. Da. Te trezești cu... Noi vorbeam mai la început despre educație și tu însuți spuneai, domnule, asta nu e un subiect pe agenda decidenților politici. Pe agenda lor e altceva, la un moment dat. Pe agenda societății civile este schimbarea datei Paștilor, în așa fel încât să coincidă la catolici și la ortodoxi, iar agenda societății în general este închiderea unui post de televiziune, iar ăștia alții se gândesc cum să modifice unul cota unică și alălalt cum să bage taxe mai mari, că trebuie să acopere găurile de la buget. Trebuie să acopere găurile de la buget create prin armata de clientele pe care au așezat-o pe noi scaune. Suntem totuși, că spuneam, cum zicea Carlson, în situația în care societățile care ar trebui să dea tonul, să zicem așa, nu mai dau niciun fel de tonul. Cum sunt țările occidentale acum? Mi-am adus aminte de o povestire a lui Hašek, autorul romanului cu Peripețiile bravului și soldat Schweik. Da. El are o mică povestire cu doi savanți care stau la o masă și discută despre distanța de la Pământ la planeta Sirius Beta. Și fac tot felul de calcule și pe șervețele, se întind pe fața de masă, se ceartă pe câteva zecimale legate de această distanță de la Pământ la o stea oarecare, iar chelnerul vine și înșeală la nota de plată cu 10 coroane. Deci, exact asta este din nefericire situația. Dar, tocmai din acest motiv, Robert, eu cred că sămânța binelui, să vedem de asta dată și partea plină a paharului, pentru că până acum am zugrăvit dezastrul, va veni tocmai din zona țărilor care au cunoscut comunismul. Adică, dacă va fi un ferment civilizațional, în sensul bun al cuvântului, spre o renaștere a unei democrații adevărate, a unei democrații care cunoaște ce e aia totalitarismul. Pentru că în statele din vest, democrația s-a născut așa, treptat de la sine, ei n-au trecut prin dictaturi, da? Cu excepția Germaniei, da? Deci, ei bine, aceste țări care au știu foarte bine ce înseamnă totalitarism, de aici, din zona estului, centrului și sud-estului Europei, va răsări, dacă vrei, reala împotrivire, ea deja există față de această expansiune a neocomunismului, și constituirea unui nou model civilizațional. Nu spun acum că el va avea ca bază zona aceasta a ortodoxiei, care văd că acum este asumată de
și de o mare parte a intelectualității din România, pe care îi văd brusc la biserică, deși, adică semnând la, dar nu știu câți dintre semnatarii acelei petiții au ținut postul Paștelui. E problema lor de aici încolo, da? Dar măcar faptul că discută public despre asta... Înseamnă că, auzi, asta înseamnă că biserica este importantă. Da, categoric. Da. Categoric. E și deci importantă pe aliniamente pe care nu mai suntem în situația în care... De moaște, nu mai suntem în situația în care useiștii și cu armata lor de postaci și asociații și fundații și tot felul de... Da. Pentru drepturile minorităților sexuale își băteau joc într-un hal fără de hal de biserică sau de filmulețele alea făcute prin mănăstiri care, mă rog, dezvăluiau nu știu ce chestii. Dintr-o dată biserica vedem că are și o dimensiune de mare importanță apropo de conflictul ăsta din Ucraina, de legăturile care se creează între lumea creștină sau în lumea creștină. Biserica păstrează această zonă bună și sănătoasă a societății. Pot să o spun cumva din interior, pentru că sunt deputat în adunarea Arhiepiscopiei Bucureștilor și știu destul de multe din ceea ce se întâmplă și nu se întâmplă deloc lucruri rele pe acolo. Îl adică dacă... pe domnul Bănescu? Da. Crezi că a avut vreo rătăcire așa în ultima perioadă? Eu sau cred că da. Da? Eu cred e că o rătăcire, nu? Da. Nu știu, sper să nu plătească prea scump rătăcirea asta lui. Eu în locul lui zic că o plătește cu funcție. Eu în locul lui aș spune, am greșit, m-am repezit. Asta a fost părerea mea. Păi discutam înainte de emisiune. Da. Se poartă așa ceva în România vreodată? Nu există. La noi nu știu dacă am auzit o dată sau de două ori în viața mea de la cineva, e vina mea. Sau să-și ceară iertare. Da, să-și ceară iertare public, vorbind de chestia asta, să spună. A rămas celebru postelnicul, cu a fost un dobitoc. Dar altfel... Da, de ce? Asta așa, de final de întâlnire. De ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta? Adică ce ne lipsește? Suntem prea mândri. Dar asta nu e neapărat un lucru rău, Robert. Numai că... Mă rog, vinovăția tot o plătești până la urmă că observă ceilalți. Nu contează că tu nu ți-o recunoști. Da, corect, cu discuții. Deci lucrurile se reglează cumva. Tocmai din acest motiv sunt optimist în ceea ce privește România și acest spațiu balcanic și central european în care trăim. Noi suntem sănătoși la cap. Ce frumos ai spus asta, îmi place. Da, simplu și foarte frumos. Încă, stai puțin, hai să punem și asta. Iartă-mă, trebuie să rezolvăm probleme cum ți-am zis mai devreme. După părerea mea, România ar trebui să aibă în programul politic și economic două chestii simple. Să punem pe picioare învățământul și să ne facem autostrăzi. Punct. În rest, restul să fie amănunte. Dar să știi că plec zâmbind în emisiunea și întâlnirea noastră cu chestia asta pe care ai spus-o în cap. Suntem sănătoși la cap. Da. Asta e foarte important. Păi, totuși, uite-te că în lumea în care trăim numărul azi... Numărul celor deraiați pe care îi cunosc e destul de mic, nu? Da. Dar iar în lumea mare în care trăim azi... dacă stai toată ziua bună ziua cu ochii pe Facebook, îți faci o altă imagine. Sigur, e la spitalul de nebuni, fără discuții. Îți faci o altă imagine. Da, e totuși, slavă Domnului, o lume doar lumea și e în zona virtuală. Mulțumesc foarte mult, Marius Oprea, pentru dialogul din această seară. Mulțumesc de asemenea, doamnelor și domnilor, rămâneți cu Metropola TV pentru că urmează o ediție specială Mădălin Ionescu Show, în care invitați sunt generalul Grumaz și analistul și jurnalistul Cristian Unteanu. Aveți ce privi în continuare aici pe Metropola TV. Noi ne revedem curând. Toate bune!